Doamnelor și domnilor, bună ziua! Toate sursele de informație sunt numai ochi și urechi pentru faptul că a fost arestat Dodon. Toți vorbesc. Dar își va ispăși Dodon pedeapsa până la capăt sau nu? Aceasta doar depinde de curajul procurorilor, de curajul judecătorilor. Și încă mai e un lucru. Amenințarea. Amenințarea e un lucru cel mai important. Și chiar dacă procurorii și judecătorii vor fi amenințați și vor veni alții să-și ia curajul ca să-l judece pe acest, nu știu, să-i spun gândac, scarabeu, sau să-l numesc un Al Capone, capul mafiei siciliene, care în Statele Unite a cumpărat judecători, procurori, polițiști. De fapt, un grup mafiot, el face parte din cetățenii țării, dar aceștia nu sunt cetățenii unei țări. Aceștia sunt niște trădători. Aceștia sunt mai mult decât trădători. Ei, în Statele Unite, spre exemplu, numai pentru faptele că Dodon a avut intenția să trădeze țara și luare de mită și nu știu câte a mai făcut el acolo, dacă țineți minte, a amenințat și poporul că el o să facă tot ce posibil, că poporul nici nu va ajunge la frontieră, la granița cu România, și el îi va distruge, va distruge patrioții neamului, adevărații patrioți ai neamului. Și iată că zic eu și sper și aș vrea foarte mult ca el să-și ispășească pedeapsa, dar nu pur și simplu așa, dar să facă o pedeapsă ca în Statele Unite, de vreo 120 de ani de pușcărie. Dar să fie dus într-o așa pușcărie în care să nu aibă condiții și să trăiască în adevărata mizerie. Fiindcă alături de el trebuie să răspundă și maică-sa pentru teritoriile de pământ pe care le deține, de unde le are, pe banii căruia a fost cumpărați, și nu în cele din urmă, de ce și nu, și chiar soția lui, Galina Dodon, ea tot trebuie ca să răspundă pentru faptele, căci și ea e implicată în unele grupări mafiote. Și totuși eu cred că slăbiciunea femeii va ceda până în cele de urmă și îl va trăda pe Dodon. Îl va trăda și va descoperi foarte, încă cine știe câte și mai câte a făcut capul grupului mafiot Al Capone moldovenesc, al Moldovei. Dar susținătorii care ies la mitinguri și care îi vor libertatea lui Dodon, va fi el eliberat sau nu, cum a fost eliberat Stoianoglu, asta iarăși repet, asta totul e în competența procurorilor, anchetatorilor și nu în cele de urmă și a
judecătorilor. Și iată că susținătorii socialiștilor acestui gândac vin și ne condamnă și ne spun că dacă nu ne place Cemadan Vaxal București. Eu această lozincă e veche, e de vreo 30 de ani în urmă, dar eu le-aș recomanda lor ca ei să-și facă valiză și să meargă în Federația Națistă. De ce în Federația Națistă? Fiindcă ei acolo trăiesc foarte bine. Ei sunt adepții, ei sunt susținătorii acestei țări și să meargă să trăiască și ei acolo. Nu e neapărat în orașele mari, în capitalele acestei federații naziste, eu zic de Sankt Petersburg sau Moscova, un pic mai departe, la o distanță de 80 de kilometri de la aceste orașe, și au să vadă ei într-adevăr care e raiul adevărat în Federația Nazistă. Eu nu mai vorbesc de Siberia, eu nu mai vorbesc de alte regiuni în care oamenii trăiesc în adevărata mizerie, unde oamenii trăiesc în baracuri de lemn, unde oamenii își aruncă masele fecale la 20 de metri de unde ei locuiesc, ba chiar și peste geam. Eu le-aș recomanda, dacă ei atât de mult îi susțin, să meargă să trăiască în așa regiuni și să vadă într-adevăr viața frumoasă care e în Federația Nazistă. Dar eu totuși sper că până în cele din urmă procurorii vor avea curajul împreună cu judecătorii și îl vor condamna pe Dodon, și dacă le va reuși, atunci actuala guvernare va lua un punctaj foarte mare. Vor apărea și mai mulți susținători. Și nu ar mai îndrăzni ca să mai vorbească în rețelele de socializare cuvinte urâte, ba de unul, ba de altul. De fapt, aceasta e cultura omului. Dar vom vedea. Ei își vor schimba cultura, își vor schimba viziunea față de actuala guvernare sau nu. Dar în cele din urmă, eu îndemn poporul pentru a susține condamnarea lui Dodon și pentru a fi pedepsit pentru faptele lui care le-a meritat. Și nu numai el. Alături de el trebuie să stea și Bătrâncea, și Bolea, și Zinaida Grăceană, care grăcește ca o, să zic, ca o scroafă. Cred că merită, dar nu zic, fiindcă nu pot să insult nici acea ființă, fiindcă Zinaida Grăceană e mai ceva decât un animal. Atât am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor, eu vă îndemn la calm și totuși eu sper că în cele din urmă justiția își va lua curajul și procurorii vor înlătura
nu vor atrage atenția sau nu își vor apleca capul la acele amenințări pe care li se vor aduce și vor merge înainte. Adică ei nu vor ceda nici sub un pretext să nu cedeze, nici sub un pretext, nici unei amenințări și să meargă să-și îndeplinească funcția și să demonstreze că, într-adevăr, dacă este justiție, dacă este lege, atunci trebuie să fie îndeplinită. Nu așa cum spune Dodon, căci el iese cu lenta Sfântului Gheorghe, care eu am spus că și care mi-au fost blocate site-urile mele de socializare, în care eu am spus că o bucățică de material nu poate purta numele unui sfânt, unui personaj care învinge răul. Așa că, doamnelor și domnilor, vă îndemn pe toți și ca să susțineți justiția, ca în cele din urmă totuși să fie pedepsit și dacă totuși va reuși până la urmă justiția ca să-l condamne pe Dodon, eu prevăd care vor fi reacția poporului, care va fi bucuria acestui popor, fiindcă nu de o zi, nu de două, așteptăm totuși ca cineva să-și ia curajul și să-l condamne pe Dodon pentru faptele nelegale comise. Și nu numai el, și Bătrâncea să fie alături lângă el pentru faptul că a călcat tricolorul, că a rupt harta României Mari, că a adoptat legi nelegitime și multe altele. Bolea, Pascaru, Odnastalco, care grohăiește și nu vrea să învețe limba română așa cum a învățat-o domnul Slusăr și mulți alții. Atât am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor, o zi bună, sănătate!